her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemezsem de bana her şey seni hatırlatıyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı, baktım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemezsem de bana her şey seni hatırlatıyor. Çatlayan topraklar bu hasretimi, yakılan her ateş bitmez sevgimi, bana her şey seni hatırlatıyor. Gökyüzünde güneş o gözlerini, çatlayan topraklar bu hasretimi, yakılan her ateş bitmez sevgimi, bana her şey seni hatırlatıyor. Denis Ștefănescu, doamnelor și domnilor. Hatrălatăior, să știi că totul îmi aduce aminte de tine, de voi. Vai, Prima ce frumos! TV. Doamnelor și domnilor, cu telenovelă din Turcia toți suntem datori. După cum observați, mai toate posturile cu o telenovelă turcească funcționează. Cum spunea și Mihai Mărgineanu, începe telenovela, plângea și caii de la Dricu să plânge. Ies oamenii plângând acolo, durere, mamă, secrete. Dar nebunii. De unde știu că piesele să-i cu plâns? Păi da, știu. Păi de astea, când este ea și suferă și el, este un porc și este departe. Noi turcii suntem inimoși, așa. Asta e genul de piesă, nenică. Și ești, stai acasă, îți dai palme, nu știi? Ca dovadă că... Nu, Cristi, eu trebuie să-ți spun, scuză-mă că te întrerup. Piesa asta o dedic în mod special... Așa? Mirabelei. Mirabela, o pupăm pe Mira... Și Oanei, să știi. Și Oana. Și Oane. E foarte bine. Deci, acum atenție mare. Pe Denis o vedeți în seara asta unde? La Galele Savoi. Avem o mare, mare gală, un mare spectacol plin de emoții. Cred că o să fie și acolo cu plâns, cu telenovelă. Da. O sărbătorim pe Mirabela cu invitați de renume, cu atmosferă frumoasă, cu multă sensibilitate, de fapt, cum este și gazda noastră de astăzi. Foarte frumos. Mulțumim foarte mult. Și pe tine te mai vede lumea, că după aceea avem, deci după aceea avem o poveste, a plecat de la ceva, ceea ce mi s-a întâmplat mie și Oana cu o săptămână.
săptămână la Milano, râs de mori. Deci, zim. Deci eu am proiecte, am turneu, plec în țară. Am un proiect de muzică turcească, dar este în lucru deocamdată. Sunt activă. E foarte bine. Atenție mare. Ne ducem noi de ziua noastră de căsătorie și ziua aia ne ducem la Milano, la Rinascente, un etaj întreg, beculețe, trenulețe. Deci nu, toate jucăriile cele mai frumoase din lume. Am intrat acolo, iar dădusem în mintea copiilor împreună cu Oana și cu băiatul, filmează și la un moment dat, hai să luăm și noi ceva, n-avei cum să nu iei. Deci efectiv. Știi, și luăm un brăduț așa, o cutie cu un brăduț, o luăm, ne ducem la casă. Ne ducem la casă, plătim, ia băiatul și zice, da, brăduțul nu e înăuntru. Eu cu Ana, e, nu-i brăduțul, tata. E ușor, cât de greu poate să fie un brăduț cu niște luminițe. La un moment dat, exact în ziua plecării, facem bagajul, deschidem. Întotdeauna copilul are dreptate, da. Nu era, da. Ne-am dus peste aia, domne, nu m-a lăsat fără brăduț. Și-au cerut scuze și-au zis, da, totuși, uite, suntem prieteni cu voi și vă dăm brăduțul. De parcă îl ciordise. În fine, atenție mare, vine și Denis Ștefănescu cu una din seria Brăduleț, brăduț, drăguț, ninge, brăduțul fără tine. Brăduțul vostru era mic, dar noi ne-am dus la magazin. Am răscolit, am dat peste cap tot magazinul, cel mai mare și frumos brad al nostru să fie. L-am luat, l-am ales, hop, luăm cutia sigilată, scotch de sus până jos. Am luat-o noi, am pus în căruț, băra, ne-am dus la mașină. Au trecut două săptămâni, timp în care fetița noastră, atunci de 4-5 ani, mami, hai să facem bradul, lasă că e prea devreme, luna noiembrie, mai avem timp. Nu, mami, nu e bradul. E cum să nu fie bradul? E în cutie. Uite, o cutie mare cu peretele. Bun, au trecut două săptămâni. Într-un final, Evelin a zis, hai, mami, să facem bradul. Păi hai să-l facem. Păi nu e bradul. Păi cum să nu fie bradul? Nu e în cutie? Nu e în cutie. Și nu era bradul? Cutia. Nu era bradul, în cutie, dita mai bradul. Ia bonul, du-te. Îi puneam să facă proces verbal să facă inventariere, să vadă că lipsește un brad. Să vadă că lipsește. Da, de două săptămâni, până la urmă, cu scandal, așa, am luat bradul și am venit acasă. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare, bradul poate să fie o surpriză în această seară. Mergeți la Teatrul Tănase, la Galele Savoi, unde o vedeți pe Denis Ștefănescu, o vedeți și pe iubita Mira, căruiei urăm succes, pentru că astăzi este o zi specială, ca fiecare zi din viața Mirabelei. Mirabela, te pupăm, mulțumim, Denis, și dacă mulțumesc ai... Ia să-l ce la repetiție, că dacă ar fi rămas, uite de la domnul Salomia ce ar fi mâncat!